Bine v-am regăsit. Astăzi aș vrea să vorbesc un picuț despre o acțiune de la GameStop. O acțiune care a avut o fluctuație care eu n-am întâlnit-o niciodată. N-am văzut niciodată de când sunt pe bursă, de nu de foarte mult timp, e adevărat, de 3 luni de zile, dar ce a făcut GameStop-ul, să vă arăt exact. Deci a plecat de la 19 dolari și a mers așa un an de zile, a fost de 3 dolari, 4 dolari, 12, 11. Iar în ultima lună, de fapt nu, în ultima săptămână, dacă am cumpărat ceva acțiuni pe aici, pe la 70, 60, am avut inspirația totuși să cumpăr. Prima dată am cumpărat la 37, dar am luat de o cantitate foarte mică. Prima dată am luat de 5 dolari, după aceea am mai luat de 10 dolari, de unde să știu că va ajunge la aceste cifre, n-ai de unde să știi, cum nimeni n-are de unde să știe. Și totuși am cumpărat aici când era pe trendul ascendent, pe data de 22 ianuarie, acum câteva zile. Am cumpărat cu 50, 60, 70, ceva de genul. Când a ajuns aici la pragul de 100 și ceva, am vândut. 137. Am vândut cu un profit foarte, foarte bun. Mi-am dublat banii. După ce s-a întâmplat aici, a început să scadă, a coborât iar spre 90 și chiar mai jos, iar spre 70, iarăși am cumpărat. 25 ianuarie, 26, a avut un trend ascendent totuși micuț. Când am ajuns aici la 137, iarăși am vândut. Pot spune că profitul a fost foarte bun. Dacă am investit undeva la 2800 de dolari, am scos un profit undeva la 4000 și ceva de dolari. Deci în câteva zile profitul a fost super bun. Deci aici avem detalierea pe ultima săptămână și aici ne arată profitul. Am avut un profit de 730% în ultima săptămână. Deci în câteva zile 2800, 4600, fix de încă două ori mi-am făcut banii. Ceva extraordinar din punctul meu de vedere, n-am mai întâlnit la nicio acțiune. Totuși am fost mulțumit aici de pragul acesta, am zis să mă opresc pentru că începuse să coboare. Aici a avut un prag micuț unde a urcat, a coborât, am vândut și după ce am vândut, de la 130 a urcat până la 350. Deci, se puteau duce iarăși în jos, cum s-a întâmplat fix și aici, de la 130 s-au dus la 70, la jumătate, sau, din păcate, pentru mine, pentru alții probabil că din fericire, s-a dus la 350, a mai scăzut undeva la 270, iarăși 370, pe 27 ianuarie a mers peste pragul de 300, 300, 300 și ceva. Ce s-a întâmplat aici? Acum este la 300, da? În ultima zi, ieri, adică, am mai vândut, nu mai știu, am avut o acțiune și am vândut-o și pe aceasta. Și am zis eu, dacă tot am luat-o cu 70, să scot un profit de 220, să nu mă calicesc, să fie tot ok. După toată treaba asta, a scăzut, a mai fost un prag aici, foarte bun, foarte bun, în ghilimele foarte bun, pentru că e destul de riscant. Dacă acțiunea a fost 20 dolari, eu totuși cred că în scurt timp se va duce înapoi la 20 de dolari. Dacă nu la 20, măcar la 100 tot va scade. Deja vedeți cum de la 250 în... ia să vedem, ce oră a fost aici? La ora 17, la ora 18, într-o oră, a crescut 100 de dolari. Și a mers peste 300 de dolari toată ziua. Azi noapte... iarăși, toată noaptea a fluctuat între 300 și 500, chiar puțin mai devreme era pe ascendent și era undeva la 490 și ceva.
O să caut să vă arăt exact capturi de ecran. Puțin mai devreme mi-a trimis un prieten. Nu. By the GameStop era la 480, după cum vedeți. $480 la ora 16:35. Nu, 16:35 e acum. Nu mi-arată ora, din păcate, sau nu pot să o văd eu. Deci ajunsese la 480. De la cei $500 care a fost acum jumătate de oră, acum a revenit totuși la $300 din nou. Ce se întâmplă? Cineva cumpără o cantitate foarte mare de acțiuni și de aceea prețul crește atât de mult și atât de brusc. Ceea ce la alte acțiuni nu se întâmplă. Dacă crește cu $1, $5, $3, procentaj de 2, 3, 5, 10%, 15%, da, pare cât de cât credibil, să zic așa. Dar eu acum am rămas cu 0, nimica toată. Deci, vedeți, investiția mea ar fi 70 de cenți și câștigul e $23. $7 investiția mea și $23 câștigul. Deci 332%. Mai devreme când era $500, aveam, nu mai știu, era oricum 700-800%, ceva de genul câștigul. Deci, ce se întâmplă cu GameStop? Există două variante. Să se mențină peste pragul de 300, să se stabilizeze la un moment dat, sau să ajungă la un moment dat la $100. Voi ce spuneți? Eu cred totuși că va scădea, pentru că creșterea nu prea o văd eu în știri, nu mai apar știrile pe Revolut. Ieri a mers și foarte greu bursa. Nu știu ce să cred. Uite, totuși crește, scade, dar fluctuația este atât de mare încât la fel cum crește cu $7, $10, $20, la fel și scade. Aici e marea problemă, pentru că acum putem vedea o creștere până la 350 în câteva secunde sau o scădere până la 250, 200. Dacă rămâne la peste, cumperi la, să zicem, va ajunge la 250, cumperi la 250 și se va duce în 400, 500 și va rămâne acolo, da, e ok. Dar dacă cine a cumpărat aceste acțiuni va vinde tot pachetul și asta însemnând 10, 20, 30 milioane de dolari și va scădea acțiunea la $100, să rămânem, să spunem. Deci din suma de 200, dacă ai cumpărat cu 200, vei rămâne cu fix jumătate din suma ta. Deci aici nu știu ce să vă recomand, pentru mine este o enigmă. Puteți să spuneți și voi ce credeți că se va întâmpla. Mie, sincer, începe să-mi fie teamă de această acțiune. Am ieșit pe profit foarte bine, mă mulțumesc cu ceea ce am, dar, pe de-o parte, o parte din mine, clar, am avut 40 de acțiuni. 40 de acțiuni la $300, mă rog, sau la 500, dacă va ajunge, deja era un câștig super mare, câștigam $10,000. Deci aici aveți exemplu cel mai bun, că investiția în această acțiune la momentul respectiv, astăzi fiind în 28 ianuarie, poate fi cu câștig foarte mare sau poate fi cu o pierdere foarte mare. Vedem cum se duce în sus. Totuși, au trecut 8 minute de când s-a deschis bursa și a fost $300 și deja a crescut $40, însemnând 13% în 8 minute, 9 minute. Și se duce în sus. Creșterea totuși este enormă. Creșterea este enormă. Da, nu mai am cuvinte. O să încerc să o urmăresc și astăzi. La $200 aș fi avut totuși încredere să iau 5 acțiuni, să spunem, și să aștept, să văd unde se duce, dar la $350 parcă mi-e un pic teamă, pentru că mai devreme am văzut
sau mă rog, ieri am văzut că s-a dus de la 350 la 250. Și să iei de, nu știu, o sumă să rămâi fără bani instant și să nu mai crească prea curând, iarăși e o problemă. Nu mai ai bani, pur și simplu, dispar banii din cont. Deci vă las pe voi să decideți ce e de făcut. Am văzut un video ieri, spunea că va ajunge la 1000 de dolari. Că e fals, că e adevărat, doar cine a cumpărat la o sumă mai mică și așteaptă încă este pe profit și e foarte confortabil. Dacă ai luat cum eram eu la 70 de dolari, aș fi fost confortabil să aștept de la 350, chiar dacă se ducea la 200, tot era ceva de câștigat. Dar așa, nu știu ce să zic. Ia să vedem, deja s-a cumpărat de 10 milioane de dolari. Deci dacă vedem astăzi, în cei 10 minute, au fost investiții. Asta e rău la Revolut, că nu poți să știi dacă s-a vândut sau s-a cumpărat. Dar mai mult ca sigur, creșterea aceasta de 50 de dolari per acțiune a fost cumpărare de 10 milioane de dolari. Deci, aici e... se întâmplă ceva. 10. Da. Revin. Dacă vă plac video, abonați-vă canalului să vedeți noutățile. O să mai filmez cursul zilei de astăzi și zilele următoare, să vă arăt creșterea. Dacă mă hotărăsc între timp să cumpăr câteva acțiuni, o să vă arăt ce am cumpărat și să văd ce am făcut. Sper să nu pierd foarte mult. Așa, dar eu văd undeva pe la 200 și ceva de dolari o cumpărare mică, de 5 acțiuni să spunem, să investesc 1000 de dolari, care oricum fiind câștigul făcut în timp foarte scurt, aș putea să-mi permit în ghilimele să-l și pierd sau să câștig și mai mult probabil. Vizionare plăcută pe acțiuni. Ciao.